Isabela Vasiliu Scraba, un al patrulea volum de istoria credințelor și ratatele colaborări ale lui Mircea Eliade cu Ioan Petru Culian. Fără Eliade, Culianul nu există, spunea Richard Rosengarten, actualul decan al Universității din Chicago. Vezi partea a doua a filmului despre moartea neelucidată a lui Culianu, difuzat miercuri 28 mai 2008 pe postul național de televiziune. De fapt, ultimul discipol al lui Eliade, pus din 2008 să uzurpe locul de cinste care îi se cuvenea maestrului său, n-ar fi existat nici ca autor în colaborarea Dicționarului Religiilor, dacă n-ar fi beneficiat de dorința unui editor francez de a publica după moartea savantului de renume mondial un nou volum semnat de acesta. Căci, în 1990, doar sub numele lui Mircea Eliade, directorul editurii pariziene Plon, a scos Dictionnaire de religion. Autorul Eliade este trecut cu litere mari în fruntea volumului. Pe copertă apărea trecut și numele lui Culianu, ușor de citit pentru cei care luau în mână spre a cerceta mai îndeaproape acest mic dicționar destinat nespecialiștilor. Mânat de aceleași lăudabile intenții de a pune pe piață în 1991 o nouă carte a marelui istoric a religiilor, trebuie să fi fost și editorul german care s-a încumetat să publice după moartea lui Eliade și după asasinarea lui Culianu acel volum 4 din istoria ideilor religioase, trecându-l drept coordonator pe Eliade. Vezi cele patru volume, Mircea Eliade, Geschichte der religiosen Ideen, Herder 1991. Desemnat într-o scrisoare către Paio să încheie după moartea lui Eliade proiectele acestuia rămase neterminate, se pare că protejatul n-a fost la înălțimea misiunii date de maestru, fiindcă niciunul dintre cele două volume de istoria religiilor terminate de Ioan Petru Culianu, nici Dicționarul Religiilor, nici volumul colectiv de istoare de Croyance 4, n-au fost acceptate spre publicare de editura unde apăruseră cele trei volume ale lui Eliade. Histoire de Croyance et des idées religieuses, Paris Payot, 1976-1984. Faptul apare destul de surprinzător dacă ținem cont că Paio avea, când trăia Eliade, Histoire de Croyance 4 în curs de publicare și că directorul editurii, Jean-Luc Pidou Paio, primise înștiințarea lui Eliade din 3 februarie 1983, că i-a încredințat lui Culianu sarcina de a se îngriji după moartea sa de al patrulea volum din Histoire de Croyance. Din scrisoarea maestrului către discipol, expediată pe 14 februarie 1985, aflăm că, pentru cel de-al patrulea volum, Mircea Eliade primise capitolul despre Japonia, realizat excelent de Manabu Vaida, un fost elev de-al său, și că urmează a primi, în vara lui 1985, capitolele despre America de Sud, despre America Centrală și despre China medievală. Îmi rămâne de ales colaboratorul pentru Nord America. Vreau să fie ca și ceilalți din Chicago School, notează Mircea Eliade. Vezi dialoguri întrerupte, corespondența Mircea Eliade Culianu, Iași 2004. Lucrul la alcătuirea volumului colectiv, intitulat provizoriu De la Découverte du Bon Sauvage, o teologie ateist contemporain,
fusese atât de intens încât pe 21 martie 1985, marele istoric al religiilor scria de la Chicago că este extenuat de volumul 4 din Istoria de Croyance. Vezi Mircea Eliade în revista Caiete Critice din 1996. La vremea lui Eliade, colaboratori de prestigiu îi trimiteau contribuțiile lor la proiectatul volum. Singura grijă a istoricului religiilor, prețuit pe întreg mapamundu, era să asigure volumului colectiv o unitate de viziune prin selectarea specialiștilor dintre foștii săi discipoli, desemnați de maestru ca reprezentanța ai școlii de la Chicago. Nicăieri în corespondența Eliade Culianu, ultimul discipol român nu apare că ar fi fost considerat de maestrul său ca aparținând de școala sa americană, Chicago School, de care era foarte mândru. Rămas neîncheiat la moartea savantului, survenită pe 22 aprilie 1986, manuscrisul volumului Histoire de Croyance 4 pur și simplu s-a dezagregat prin retragerea principalilor colaboratori ai marelui Eliade, nedispuși a lucra cu profesorul de italiană Ioan Petru Culianu, care nici nu-și luase doctoratul de stat în istoria religiilor. În volumul german din 1991, capitolul despre Japonia, realizat excelent de Manabu Vaida, din școala de la Chicago, nu se mai regăsește, situația budismului japonez fiind prezentată de Heinrich Dumoulin. Nereușitul volum Geschichte der religiosen Ideen, Brandt Herder 1991, coordonat de Culianu, care n-a mai putut folosi capitolele și textele adunate de Eliade, reprezintă un eșec la care, în mod cu totul neîntemeiat, este atașat numele marelui filozof al religiilor. Un recenzent al traducerii românești apărute la Porirom în 2007 consemna că cititorul este înșelat pe coperta care îl prezintă pe Mircea Eliade drept autor. Vezi Dumitru Popoiu, Secularismul și amurgul marilor religii, în Observatorul Cultural din 10 ianuarie 2008. Dumitru Popoiu mai observa prezentările fragmentare, realitatea religioasă restrânsă la o anumită regiune și paginile reduse ca număr în cazul religiilor africane și a credințelor religioase amerindiene. Între numeroasele carențe ale volumului ar intra și aspectul de arheologie religioasă pe care îl îmbracă capitolele Orașe și simboluri, vechile religii din America Latină și religiile din Indonezia. Dar nu numai Paio, unde contractul pentru Histoire de Croyance 4 fusese semnat de Eliade, se pare că nici măcar Plon, care publicase Dictionnaire de religion, n-au găsit demnă de publicat noua înfățișare a volumului colectiv coordonat de Culianu. Astfel că în forma prezentată ca rod al unei așa zise colaborări cu maestrul său, vezi interviul din februarie-martie 1990 din Italia și interviul de la Chicago din decembrie 1990, cartea a apărut pentru prima dată în traducere germană. E drept că și nemții s-au cam jenat să adauge manuscrisul la seria celor trei volume de Geschichte der religiosen Ideen și au recurs la un subterfugiu. Au numerotat cu 3-1 ultimul volum aparținând lui Eliade și cu 3-2 așa zisa operă de colaborare Eliade-Culianu la coordonarea volumului colectiv. Oricum, șmecheria folosită de editorii germani la numerotarea volumelor
este dejucată de secretarul Consiliului Științific al Institutului de Istoria Religiilor Ipe Culianu. Pasionat de noul idol Culianu, ridicat în slăb spre detronarea lui Eliade de pe socuri pe care a fost pus de întreaga lume academică occidentală, Eugen Ciurtin, trebuind să facă o trimitere la cele patru volume ale lui Eliade, Geschichte der religiösen Ideen, apărute la Herder în 1991, înlocuiește numele lui Mircea Eliade cu numele discipolului Culianu pentru Band 3-2. Vezi revista Arheus, tomul 4-2000. Editura Polirom din Iași a pus pe piață traducerea din germană a așa zisului volum 4 a istoriei credințelor și ideilor religioase de Mircea Eliade, despre care Dumitru Popoiu nota că ar fi vorba de o antologie de lucrări prezentate dintr-o perspectivă străină lui Eliade. În volumul coordonat de Culianu, însă și istoria religiilor ar căpăta o formă ciudată în măsura în care daoismul nu este luat în serios de cel care scrie despre el criticându-l. Singur, Waldemar Stahl s-ar fi apropiat cumva de stilul lui Eliade, abordând religiile australiene și ale Oceaniei din perspectiva fenomenologiei religioase. Vezi Dumitru Popoiu, Secularismul și amurgul marilor religii, în Observatorul Cultural, 10 ianuarie 2008. Un rezultat neașteptat a avut și prima colaborare Eliade Culianu, materializată sub forma acelui mic dicționar de religion, 1990, scos de plon și ulterior tradus în 15 limbi. Aici discipola a reușit să submineze, poate fără intenție, proiectul inițial a unui dicționar în care istoria religiilor să fie prezentată în exclusivitate din perspectivă eliadescă, după cum reiese din titlul dicționarului apărut în SUA pe când trăia Cristinel Eliade. The Eliad Guide of World Religions, Harper, San Francisco, 1992. Urmând să semneze dicționarul alături de marele savant, contribuția tânărului colaborator fusese gândită de maestru a consta în rezumarea pasajilor în care Eliade a tratat tema. Vezi indicațiile de alcătuire a afișei Sexuality pentru enciclopedia din 16 volume, coordonată de Eliade și publicată de Macmillan, New York, 1987, în corespondența Mircea Eliade Culianu, Iași Polirom 2004. În plus, Culianu mai trebuia să compileze notițe scurte, zei, mistici, reformatori, etc., care fiind succinte, nu implică nicio interpretare originală. De fapt, hermeneutul universurilor religioase ar fi dorit să publice un petit dicționar d'histoire de religion pentru care scrisese multe articole publicate în diverse enciclopedii. În 22 decembrie 1983 îi sugera protejatului său cum să lucreze la acest proiect. În timpul său liber, Culianu ar fi putut face fișe, selectând din Traité d'histoire de religion și din cele trei volume pe care discipolul le recenzase la apariția lor, idei, forme și structuri religioase. Pentru a nu-i fi distrus filtrul hermeneutic atât de personal, Eliade considera că nu trebuie să fie amestecate fișe alcătuite de alți autori, dicționarul urmând să fie un fel de digest al principalelor sale opere de istoric al religiilor. Tratatul din 1949
și istoria credințelor în 3 volume, la care să se adauge material din fișele scrise de Iliade în diverse enciclopedii. Față de alte dicționare alcătuite în mod colectiv, superioritatea micului dicționar ar fi constat în aceea de a reprezenta istoria religiilor din perspectiva unui singur savant, precum și în faptul de a avea numai 2 autori. Vezi scrisoarea lui Iliade din 22 decembrie 1983. E drept că tânărul coautor ulterior a adăugat și o mai tânără colaboratoare pe logodnica sa, care, fără a avea publicată nicio carte, este trecută drept coautoare la fel de în temă cu istoria religiilor precum Iliade. Aceasta s-a întâmplat, desigur, doar după moartea lui Iliade. Tot atunci, Culianu s-a gândit să restructureze materialul rămas de la Iliade, făcând loc în micul dicționar cât mai multor colaboratori la care Iliade nici nu visa că vor apărea vreodată în dicționarul gândit de el. Vezi Moshe Idel, Poporul Evreu și Cabala, Elemir Zola, Indianul American, în Iliade Culianu, Dicționar al Religiilor, Humanitas București, 1993. În plus, micul dicționar este împănat cu trimiteri bibliografice însoțite de calificative sfărâitoare, precum magistralele prezentări, cea mai bună lucrare, cea mai bună sinteză recentă, în condițiile în care chiar abundentele trimiteri bibliografice la zi nu aveau ce căuta într-o carte destinată publicului larg, locul acestora fiind în reviste de specialitate. În schimb, ideea perspectivei unice care să evidențieze contribuția lui Iliade la istoria religiilor, discipolul o combate cu găselnițe de genul: dacă raporturile dintre diverse metode de abordare a istoriei religiilor li s-au evidențiat în general numai deosebirile, aceasta înseamnă că împăcarea lor era posibilă și fără doar și poate inevitabilă, căci există de bună seamă aceeași distanță între metodă și metodologie, ca și între știință și tehnologie, și premize învecinate pot să ducă la rezultate foarte îndepărtate. Vezi I.P. Culianu, Cuvânt înainte la Dicționarul Religiilor, traducere Cezar Bantag, București, Humanitas, 1993. În ambele proiecte la care Mircea Eliade l-a cooptat pe Culianu, discipolul de fapt și-a trădat maestru. Nu pentru că l-ar fi depășit într-un fel pe Eliade, realizând cărți mai valoroase, ci pentru că a ținut să-și pună cât mai vizibil propria amprentă. Apoi, spre a înlesni tipărirea celor 2 colaboratori ratate, l-a împins în prim plan pe Iliade, de unde se vede limpede că faima internațională a discipolului, dobândită ca urmare a alăturării numelui său de numele lui Iliade pe Dicționarul Legilor tradus în 15 limbi și pe volumul al 4-lea al istoriei credințelor religioase, de la epoca marilor descoperiri geografice până în prezent, a rezultat dintr-un abil quid pro quo.